Hei, salut șefilor! Bine ați revenit la Chef with Cub! Săptămâna aceasta ne ocupăm de sosul bechamel, un alt sos la fel de celebru precum sosul roșu. Dacă încă nu ai apucat să vezi materialul cu sosul roșu, îți las rețeta aici undeva. Sosul bechamel este la fel de celebru precum sosul roșu. Cele două sosuri prezentate, bechamel și sosul roșu, sunt sosuri de bază, iar din ele derivă alte sosuri. În cazul sosului bechamel vorbim de sosul Mornay, un sos folosit pentru celebrele mac and cheese. Vom face sosul bechamel cap-coadă și îți voi arăta rețeta pas cu pas cum se face, pentru ca tu atunci când lucrezi la tine în bucătărie să poți să faci sosul perfect. Tot în episodul de astăzi ne vom ocupa și de fondul. Ce este un fond? O să vedeți în acest material. Vă spun doar atât, un fond gătit perfect ridică preparatul la alt nivel. Eu sunt Paul Constantin, dacă îți place ceea ce vezi, arată-ți aprecierea printr-un like, trimite linkul prietenilor tăi, abonează-te la canalul meu și nu rata următorul video, în care vom vorbi despre fripturi și cum să obții la tine acasă friptura perfectă. Acum gata cu vorbăria, hai să ne apucăm de gătit! Iată scurta listă de ingrediente de care ai nevoie pentru a face cel de-al doilea și cel mai utilizat sos din bucătărie, atât cea profesională cât și cea de amatori. Avem nevoie de lapte, unt, făină, sare, piper alb și nu în ultimul rând nucșoară proaspăt măcinată sau pudră. Am să vă spun imediat și proporțiile pentru a putea face acest sos. Pun în tigaie 150 g de unt pe care am să-l topesc. Untul la acest sos este foarte important. Practic, fără el nu avem sos bechamel sau sos alb, cum mi se mai spune. Las untul să se topească complet. La acest sos mișcarea e totul, adică vom amesteca aproape în continuu, începând chiar cu untul, pe care, dacă îl lăsăm nesupravegheat, face poc. După ce s-a topit untul, voi adăuga aceeași cantitate de făină, adică 150 de grame de făină albă de grâu. Focul trebuie să fie la minim și se amestecă în continuu. Totul trebuie să fie ca o pastă și să nu avem făină nehidratată. Voi începe să adaug laptele, care trebuie să fie rece, cât mai rece, să împiedic formarea de cocoroașe și adăugat treptat pentru a obține un sos fin. Dacă l-aș pune prea repede, aș strica sosul, deci trebuie avută răbdare și turnat câte puțin. Pentru cantitatea de făină și unt se pune aproximativ 750 ml de lapte rece sau chiar mai mult, depinde de făină. Eu am început cu jumătate din cantitate ca reper pentru tranșele de lapte. Apoi în tranșa a doua pot mări ritmul, adică să torn mai mult lapte fără să afecteze calitatea sosului. Puteți să țineți și voi cont de acest aspect dacă îl considerați necesar. Așa cum am spus, acum pot pune mai mult dintr-o dată. Aceasta este consistența care ar trebui să o obții după ce ai pus tot laptele. Acum vine partea în care vom da gust acestui sos. Am să încep cu jumătate de lingurițe de piper alb. De ce alb? Pentru că și sosul este unul alb. Dacă aș pune piper negru, aș strica aspectul. Apoi o jumătate de linguriță de sare. Poate părea puțin la cantitatea de sos, dar dacă vrem să facem sos Mornay, care are în compoziție brânză, ne putem trezi că avem un sos prea sărat. Caracteristic la acest sos e nucșoara, proaspăt rasă sau pudră. După cum știți, cea mai bună e proaspăt rasă. Îi dă o aromă fructată, ușor de nucă sosului. Se amestecă, așa cum am spus, aproape în continuu, să nu se lipească și să stricăm culoarea preparatului. Făina din compoziție se poate arde aproape imediat și stricăm sosul. Legat de timp, nu aș putea să vă spun clar la secundă, dar ce pot să vă zic este că va trebui să gustați, iar când nu se mai simte gustul de făină, atunci e gata și puteți opri focul. Ca aspect, trebuie să fie fin, să nu prezinte cocoloașe și să fie legat, cremos mai degrabă. Se testează cu dosul lingurii acest lucru. Dacă se lipește de ea și sunteți mulțumit de ce a ieșit, atunci vă felicit, ați făcut un sos bechamel excepțional. Uitați ce fin este și cât de cremos. Da, șefilor, asta căutăm. Căutăm să devenim buni în pasiunea noastră, chiar dacă suntem amatori. Am să vă dau acum un sfat de cum se păstrează cel mai bine. Într-un vas suficient de mare cât să încapă toată cantitatea, se toarnă sosul în el. Apoi, pentru a nu forma crustă, fie topiți unt și puneți pe deasupra, sau, mai simplu, luați o folie stretch, tăiați-o la dimensiune și o puneți peste sos. Mai bine spus, folia trebuie să fie lipită de sos și să nu prezinte bule de aer. Procedând astfel, veți avea parte de un sos de excepție mai mult timp. Se lasă să se răcească complet și se dă la rece, putând rezista la frigider și o săptămână. Iată, ăsta a fost sosul bechamel, un sos extraordinar cu întrebuiințări multiple în bucătărie. Acum ce putem face cu acest sos? Iată o rețetă rapidă de mac and cheese. Evident, rețeta o găsești aici sus, ca sugestie, sau jos, în descriere. Nu uita să tragi un ochi imediat ce se vede în acest video. Sosul în tigaie se încălzește dacă e cazul, se pune peste brânză maturată cheddar, obținând astfel renumitul sos Mornay. Asta dacă doriți să respectați originalitatea. Dacă nu, cașcaval ras. Se lasă să se topească până ce începe să devină din nou cremos. Apoi se pune totul într-o tavă pentru
cuptor ceva mai înaltă, se rate pe deasupra puțină brânză și se dă la cuptor cu căldură de sus la 180 de grade. Atât de simplu și ai încă o rețetă delicioasă în maxim 20 de minute. Așa cum am spus, am să vă arăt cum se face fond, adică acel sos minunat ce ridică la alt nivel orice friptură. Am aici doi piepți de rață, rață de cultură proprie. La câtă măcăneală a fost la mine în curte vara aceasta, sper să merite efortul. Pentru fond, am nevoie de câteva ierburi aromatice, ceva mai robuste și foarte aromate de altfel. Am să folosesc cimbrișor și salvie, evident tot din grădină. Folosesc doar frunzulițele de la cimbru. Țin de vârf și trag în răspăr, cum se zice pe la noi. În felul acesta am scos foarte ușor frunzulițele. Pentru finețe le voi toca mărunt, iar pentru acest lucru am să folosesc o nouă tehnică de tăiere, pe care doar am menționat-o în episodul trecut, și anume tehnica de tăiere pivot. În această tehnică voi poziționa o mână pe cantul lamii, dar spre capătul ei, iar cu cealaltă prin mânerul. În felul acesta cuțitul nu numai că devine foarte stabil, dar am control deplin asupra tăieturii. Dintre toate tehnicile de tăiat, aceasta este cea mai sigură. Vârful lamei va rămâne mereu în contact cu blatul. Ambele mâini sunt la loc sigur și totul este în siguranță. Această tehnică se folosește cu pregădere la tocarea fină a diferitelor ingrediente. Am terminat cu cimbrul, am să mă ocup de salvia acum. Salvia este o plantă foarte aromată și care merge de minune la fripturi și la aromatizarea uleiurilor. Pentru a o toca așa cum trebuie, se așează frunzulițele unele peste altele, se rulează ca un trabuc și se taie julien fin. Se taie prin, ați ghicit, tehnica de tăiere cu rotire, iar de aici se mărunțește foarte ușor prin tehnica de tăiere pivot, până ce ești mulțumit de dimensiune. Faptul că se toacă aceste ierburi aromatice atât de fin își vor lăsa aroma într-un timp foarte scurt și de asemenea nu se vor simți tari atunci când vom servi. Deși rățuștele mele nu prea au multă grăsime, căci au fost crescute liber, am să le crestez pentru ca pielea să iasă crocantă, să nu se strângă toată grămadă și să rămână cumva carnea expusă. Sare și piper peste piele, frec bine să ajungă peste tot în toate tăieturile, căci asta e singura sezonare pe care o fac. Pregătesc tigaia, pun puțin ulei în tigaie, tigaia trebuie să fie rece, căci vreau ca grăsimea să înceapă să se topească treptat. Dacă aș lăsa focul tare, aș risca să o ard. Pun pieptul de rață cu pielea orientată în jos și o las 4-5 minute să înceapă să se rumenească. Iată că și pieptul meu de rață are ceva grăsime și chiar mă bucură acest lucru. Nu le-am hrănit degeaba. Ia uitați, încep să se rumenească frumos. Încă un minut și sunt gata de cuptor. Opresc focul și asta e tot la plită. Arată de-a dreptul minunat. Acum am să întorc carnea cu pielea în sus și am să o dau la cuptorul preîncălzit la 180 de grade cu căldură de sus și de jos, timp de 5-7 minute. Dacă îți place ce vezi, nu uita să-mi lași un comentariu, să-mi dai un like și să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o. Altfel, mă duc cu rața la cuptor și o mănânc singur. Nu-ți dau nimic. Evident că nu am să ratez plusul de aromă dat de usturoi și am să spart câțiva căței pe care am să-i pun împreună cu rața la cuptor. Cât stă pieptul la cuptor, mă voi ocupa de restul ingredientelor pentru fond. Pe scurt, am cumpărat niște șalotă care e ceva mai fină decât ceapa normală și mai aromată. Am să folosesc două cepușoare de astea mici, pe care le curăț de coajă și le toc cât de mărunt pot eu. Nu mai insist cu tehnicile sau cu modul în care se taie ceapa. Găsiți videoul în descriere. Uitați-vă dacă încă nu ați apucat. Tai și toc ceapa mărunt. Aplic toate trucurile să iasă cât mai fină și cam asta e. Aduc cărnița de la cuptor și deși încerc să o țin la 65 de grade pentru a fi perfectă, am scăpat-o ușor peste. Dar nu-i nimic, mie îmi place și așa. O altă regulă, carnea trebuie să se odihnească măcar timpul cât a stat la cuptor. Am să o pun în folie și o las să se odihnească. Am grijă să nu o acopăr complet. Las puțin loc să respire. Acum să mă ocup de fond. Excesul de grăsime am să-l pun într-un castronel, deoarece nu am nevoie de toată grăsimea, chiar dacă e de rață și e super delicioasă. Vedeți, partea asta mă interesează, ce a rămas pe margini, ce e prins pe fundul vasului, dar și toate sucurile astea care, de altfel, sunt pline de aromă. Și ca să ne înțelegem, nu sunt arsuri, ci glucide, zaharuri conținute în mod natural în carne și care s-au caramelizat. Am să pun șalota pe care am tocat-o mărunt. Focul trebuie să fie moderat spre iute. Voi amesteca, pun puțin piper proaspăt măcinat și un vârf de sare. Sarea va scoate sucurile conținute în geapă mai repede și împreună cu zaharurile din carne va rezulta această crustă. Exact acest lucru îl căutăm. Aici e condensată aroma și asta va fi și baza fondului. Pentru a deglasa, adică a desprinde această crustă, voi avea nevoie de ceva acid, acrișor, cum ar fi lămâia, sucul de roșii sau în cazul de față vin alb sec. Am să pun să zic 200 de ml de vin. Folosiți vinul pe care îl serviți în mod normal, adică cel care vă place, nu ceva inferior. Voi adăuga cimbrișorul tocat mărunt și evident și salvia. Lasă să se evapore alcoolul și îl voi reduce puțin pentru a fi mai concentrat fondul. După cum puteți vedea, tot ce era prins de tigaie s-a întors înapoi în sos. Urmăresc să obțin consistența unui sirop, iar când se întâmplă acest lucru, am să pun untul, mai exact 50-70 de grame de unt pe care am să-l încorporez în fond. Deja a devenit mult mai cremos, are consistența pe care mi-o doresc și arată nemaipomenit. Acum voi pune puțină zeamă de lămâie să mai tai din gustul gras și să potențez aromele. Amestec și pot spune că e gata. Da, cam asta e consistența pe care o caut, să fie cremos ca o emulsie. Cum îmi dau seama?
Păi, odată vizual, să fie cremos și nu tăiat, adică să prezinte grăsime neemulsionată, și 2. Dacă sosul se lipește de dosul lingurii, ăsta e un alt semn că e gata. Opresc focul și gata fondul. Acum hai să vedeți ce bine îi va sta pe cărniță, dar și reacția mea cu privire la gust. Cum am spus, carnea trebuie să se odihnească cel puțin timpul de gătire. Am să tai pieptul de rață în felii, nu prea groase, nu prea subțiri. Trebuie să recunosc, mi-ar fi plăcut ceva mai în sânge, dar faptul că e rățușcă de curte și pieptul e relativ mic comparativ cu unul cumpărat din magazin, a ieșit gătită mediu. Totuși este suculentă și abia aștept să gust. Nu pierd timpul. O sălățică asortată lângă pieptul de rață. Câteva linguri de fond. Da, să fie din abundență, că pentru asta muncesc. Iar acum, șefilor, uitați ce bine arată. O cromatică reușită, aș putea spune. Aștept doar să-mi confirmați dacă e sau nu așa. Asta e rețeta de fond și pieptul meu de rață cu sălățica asta minunată. Iar vinul, nu știu, a ajuns și el pe aici. Puțină lămâie peste sălățică și hai să gust. Cărniță, sos și lansăm spre papilele gustative. Da, șefilor, este nemaipomenită rățușca, chiar dacă e ceva mai tărișoară, dar fondul e excepțional. Dacă carnea nu e 100% perfectă, fondul completează și duce preparatul la alt nivel. Vă invit să încercați. Până data viitoare, eu sunt Paul, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Dacă ți-a plăcut, te invit să-mi dai un like, un share, să comentezi, să te abonezi, apasă și pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile rețete. Vezi și ce am gătit până acum. Eu servesc în fiecare săptămână un nou episod și nu uita să dai play pe Cub.